S-a pus pe genunchi lui Iova și a spus, mamă, eu am să mă rog pentru tine. Și cuvinte puține au rostit. O, Doamne Iisuse, te rog, ai milă de mama mea. Vreau să vă spun că în momentul acela au coborât Dumnezeu și au dăruit vindecat. Și o mamă sănătoasă în mijlocul tuturor celor 13 copii, că Dumnezeu s-a atins de ea. Și o mamă sănătoasă, că Dumnezeu nostru e viu și rugător. Și ascultă și rugăciunile unui copil. Ascultă rugăciunile tuturor slăviți să fie numele Domnului. Dar noi să fim oameni care să ascultăm de Dumnezeu. Să fim oameni care să-L urmăm pe El în fiecare zi. Pentru că, așa cum spuneam, trăim vremuri grele, în care parcă tot mai mult și tot mai mult pun bază pe alte lucruri și nu pe Dumnezeu. Dar noi, ca copii al lui Dumnezeu, întotdeauna să ne bazăm pe numele Lui, că numele Lui e un nume tare, un nume puternic, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeul nostru, așa cum îți amintea și aici, un Dumnezeu care ia aminte la cererile noastre, un Dumnezeu care ne cunoaște pe unul fiecare și așa cum spunea și în biserică din Sfântul Dumnezeu, îi spunea, știu faptele tale, Dumnezeu ne cunoaște, știe fiecare fapta noastră, știe fiecare gând al nostru, umblările noastre, cunoaște viața noastră, cunoaște inima fiecăruia dintre noi, dar El vrea să vadă noi cum stăm înaintea Lui. Noi mai credem că El e acela care poate interveni și în situațiile cele mai dificile. Pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeu, așa cum spuneam, al minunilor. Și într-una din zile eram plecat la Buzău. Și tot acest copil care a avut durerile de cap, avea 2 ani de zile, a rămas bolnav acasă. Și el mai avuse și ceilalți copii, vomita și nu mânca. Și orice ar fi mâncat, el vomita și după câteva zile le trecea. Și l-am lăsat și-a spus soția, nu-i trece. O sunat și-a spus, am să mă duc eu la urgență. Mers eu la urgență, la Zalău și medicii de acolo, mi-a spus, auzi, nu știu ce ați dat să mănânce. Dar copilul vostru e într-o stare foarte gravă. Și-a luat un virus de care numai Dumnezeu poate să mai lucreze, să mai intervine, dar nu știu dacă vei ajunge pe el până la Cluj. Pentru că virusul care l-a luat îi mâncase globulele roșii din sânge. Și medicii spunea, nu știu de unde, dar noi la Zalău nu avem cum să-l ținem, pentru că nu avem aparat de necesar. Și au trimis-o pe la Cluj și am rugat frații de acolo să ne sprijinească în rugăciune. Ne-am rugat acolo împreună cu frații de acolo, cu cei care eram împreună cu tinerii. Și am spus soției, auzi, un Dumnezeu a intervenit de atâtea ori la problemele noastre, Dumnezeu va interveni și de data aceasta. Pentru că avusem o lucrare printr-un frate și a spus în felul următor, diavolul vrea să dea o lovitură la una dintre odrazile voastre până acolo, să-l bage în țărâna pământului. Dar voi rugați-vă ca Dumnezeu să intervină și să nu lase să se întâmple lucrul acestui. Noi ne rugam și să vă spun, cum a ajuns că e la Cluj și medicii de acolo confirmat și au spus, da, într-adevăr, a luat un virus și nu știm de unde, dar au murit copiii la Iași de acest virus. Spunea, i s-a blocat rinichii și trebuie să facem transfuzie de sânge, trebuie să-l băgăm la dializă. Pentru că nu îi mai funcționează niciunul dintre rinichi. Și le-au pus acolo la aparat și urma să facă transfuzia de sânge și toate celelalte. Și după, înainte de a-l băga, noi ne rugam și a intrat acolo doamna doctor și a spus să-ți iau. Vă rămas la Dumnezeu și rugăciunile ca copilul vostru să mai rămână în viață, altfel nu mai se fac. Și ne rugam și am spus, Doamne, eu cred că Tu vei fi acela care te vei atinge de ani. Și vreau să vă spun că înainte de a-l duce să-i facă transfuzia de sânge, medicii au luat din nou analizele și s-au uitat și au spus analizele și mai bun. O să mai lăsăm câteva ori. Și l-au mai lăsat câteva ore. Și după câteva ore, din nou, analizele au fost mai bune. Și l-au mai lăsat câteva ore. Lumina de dimineață, medicii au luat analiză și au spus, limita deja era jumătate. Și s-au minunat și spuneau cu adevărat, aveți un Dumnezeu care lucrea. Am spus, soții, uite-te la ceilalți copii, niciunul n-au scăpat. Sunt la dializă și depinde dializă, dar n-am fost o scăpat. Pentru că Dumnezeul nostru a intervenit și intervine întotdeauna noi, încredem din toate din. Și de aceea vă spun lucrul acesta, să fim oameni care să credem pe Dumnezeu, că El are ultimul cuvânt de totdeauna. Indiferent de ce spun oamenii, noi ne bazăm pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeul nostru e viu și trăiește slăvit, să fie numele Lui. În Apocalipsa, în pasajul
era trecut și trecut în calendar, spune, știu faptele tale, că îți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Spunea acestei biserici din Sardes, știu faptele tale, că îți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Pot și sunt oameni care trăiesc fizic, dar spiritual sunt morți. Și să ne ferească Dumnezeu să ajungem la moartea spirituală. Și moartea spirituală e atunci când noi nu mai ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și mergem după principiile noastre. Momentul când Dumnezeu îi vorbește lui Adam și Eva și spune, auzi, puteți să mâncați din tot ceea ce e aici în grădină, dar de un singur pom să nu vă atingeți, pentru că în ziua când veți mânca, veți muri. Aveam vedere faptul că vor muri spiritual față de Dumnezeu, nu fizic. Sunt oameni care, deși trăiesc fizic, spiritual sunt morți. Sunt multe exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii, prin neascultarea lor, au ajuns la moartea aceasta spirituală. Deși trăiau fizic, dar erau morți spiritual. Într-una din zile când îi vorbește Dumnezeu lui Saul și spune, du-te și bate pe Amalek și tot ceea ce au ei, dă-le spre nimicire și să nu lași nimic. Saul a oprit din ceea ce era mai frumos. Și prin ascultarea lui, Dumnezeu l-a lepădat. Prin ascultarea lui a ajuns într-un moment în care ar fi vrut să-i mai vorbească Dumnezeu și ne spune cuvântul Domnului că nu i-a mai vorbit. Nici prin vise, nici prin proroci, prin absolut nimic. Pentru că neascultarea întotdeauna duce la moartea spirituală. Poți să trăiești fizic, dar să fii mort spiritual. Într-o vreme în care oamenii își caută tot felul de scuze și spune, o să mă pocăiesc, dar mai târziu. O să vin la pocăință, dar mai târziu. O să-mi îndrept viața, dar mai târziu. Și nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Acest mai târziu s-ar putea să fie prea târziu pentru unii. Pentru că noi nu cunoaștem și nu știm ziua de mâine. Pentru că sunt mulți și trăim vremuri în care parcă încă acum ne-am mai obișnuit cu aceste lucruri, dar mulți au fost care au încercat să-și scape viața. Au fost mulți care de frică au rămas și închis în casă. Și ne spunea, a fost săptămâni trecute lângă Oradea la o biserică și ne spunea, peste drum de noi era o familie, soț și soție. Și nu ieșeau din curte și nu vineau la biserică pentru că spuneau ei, e pandemie și nu vrem să ne îmbolnăvim. Și atunci când stăteau de vorbă cu frații, întreba frații din drum și pe ei erau în curte, erau cu masca pe gură și se feriau să aibă legături cu frații. Și spuneau frații, a durat puțin timp și amândoi au murit. N-au putut să se nici în viață. Chiar dacă au încercat ei prin diferite metode. Tot la fel, noi putem să ne scăpăm viața noastră, să avem viață împreună cu Hristos, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultând de sfaturile lui Dumnezeu, dacă vrem să fim vii spiritual, noi trebuie să rămânem în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt mulți care vin cu tot felul de învățături și Darius amintea aici. Cuvântul Domnului ne spune și ne amintește că vor veni mulți cu tot felul de învățături. Și cel mai grav este a sta și a amenințat frați în vârstă care ne-au învățat cuvântul lui Dumnezeu care a spus să păstrăm cuvântul așa cum este scris. Au dat altfel de învățături. Și la bătrânețe ne mirăm. Spunem, Doamne, dar de ce așa? Dar noi ca copii al lui Dumnezeu cunoaștem cuvântul Domnului și știm ceea ce avem de făcut. Și nu ne poate abate nimeni de la cuvântul Domnului. Și zic, Doamne, ajută-ne să rămânem ancorați în cuvântul Tău. Și indiferent ce va veni tot felul de învățături, noi să rămânem la învățătura adevărat. Noi să nu ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu dacă vrem ca într-o zi să fim acolo cu El în împărăția Lui. Pentru că nu putem altfel. Nu putem să trăim aici pe acest pământ cu tot felul de învățături și să fim alături de cei care s-au jertfit. De cei care au mers până acolo de și-au dat viața pentru Dumnezeu și n-au dat înapoi. Spus ei, noi ascultăm de Dumnezeu și nu de oameni.
momentul când vor veni tot felul de învățători, noi să fim foarte atenți la cuvântul care îl primim. Să fie un cuvânt din partea lui Dumnezeu și conform cu Scriptura. Pentru că noi, ca copii ai lui Dumnezeu, într-o zi vrem să fim acolo cu Dumnezeu nostru și Doamne ajută-ne!